Bună ziua, dragilor, și bun găsim la întâlnirea cu Proful Online. Așa începe totdeauna discuția. Bine ați venit, sunt, iată, apicultori, domnul Ciobanu, nu? Nu, Ardeleanu. Ardeleanu, domnul Ardeleanu, frate Ardeleanu. Bine venit, Ardeleanu. Deci, 80 făcuți, nu? 81. 81. Apicultori renumiți, așa se zice. Și ați aflat de mine așa, din aproape, în aproape, dumneavoastră. Cu astiar de o descoperire. Eu sunt de ursul. Băi, ursul, eu cum o spun ursul? Avea două vagoane și tractor și cu ciobanul. Da, 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 cu ciobanul, cu Nea Vasile. Da, 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 da. Așa este. Anii au trecut. Eu am avut o mare problemă, la un moment dat, prin, cred că din prin 2008, așa, eram la Valea Mărului. A Valea Mărului, afară soare. Știu. Zona, dacă pe acolo. Știu. Așa. Și eram cu pintilii, știi, de găzării, unul pintilii. La care două oameni, el, Savion. Așa, cu Savion, eram micuțe, așa, bagoane, nu sunt mare. Și de unul singur mă trudeam acolo, scoteam de unul singur, că, mă rog, nu aveam forță de muncă, de unul să faci, să dai jar centrifugă și să faci așa. Era foarte greu. Și atunci pintilii vin la mine și zice, domn profesor, ai răbdare că spun tot, spun tot. Nu, curiozitatea nu, nu-l lasă. Așa sunt apicultori. Microbul. Da. Și îi spun pintilii, brezic, știi, nu, vine pintilii la mine și zice, domn profesor, nu vă las. De unul singur am terminat de extras, am terminat toată treaba, nu vă las și haideți să vreau să vă ajut. Și-o vint în vagon, zice, dumneavoastră, umblați în stupir, că fiecare își cunoaște treaba lui, eu, zicea, stau în camera de extracție și să fac treaba. La un moment dat îmi spune, zicea, să faceți și un test, să vedem cât de tare sunteți atacat de varoa. Și cum slamele acolo, pe partea, cum, în partea de sus de râurile trântorii, sau pe partea de jos, pe lateral, cum cresc trântorii în zona mai rece, așa. Și când face un test, și când scutură pe măsuța acolo, cum așa, domnule, ieșeau femeile de varoa ceva din nedescris. Auzi, zici, vai, domn profesor, sunteți terminat, vă terminați stupina, știți ce este, este cum n-am văzut vreodată. Nu știu, mă uitam și eu, într-adevăr, cum eram primiri, știi, nu vedeam căzătura de albină. Albina cădea prin iarba mare și în miriște, eram atacat puternic. Domn profesor, nu știu dacă mai s-a luat stupina. V-a terminat. Deci sunteți în cel mai grav situație. Nu am fost niciodată de ce așa. Ce să faci? Ce să tratament să faci? Unde să faci? E complicat. Dom'le, am făcut o pitoană ce am mai făcut, dar aproape albina s-a subțea foarte mult. În primăvară am pierdut 60. Un vagon s-a dus. Altul vagon era vai de capul lui. Finalul. Finalul, cu lacrimi în ochi, am țipat la Doamne, Doamne. Am zis, Doamne, dă-mi o idee. Trebuie să ai tu pe toate le știi. Dă-mi o idee ca să mă pot salva. Și mergeam cu rama clăditoare în mână, pe împrejurul stupului. Stupul fiind o ladă de asta obișnuită. Da? Ăsta era stupul obișnuit, cum a ladat, ca ladă. Da. Ăsta era de 14 rame. Dar am avut și pe 12. Ăsta e de 12. Da? Hai să-l dăm și pe ăsta. Să vedeți ce minunii se întâmplă. Deci, era din 12. Vedeți aici încheietura, pe o parte și pe alta. Fundul ăsta, ăsta era partea de aici. Da. Capacul. Capacul. Și 12 pe 12, pătrat, lucram la vagonul cu un model și la altul cu un altul. Ăsta a murit. Și cum eram așa disperat? Mergeam cu rama clăditoare. Asta am fost eu acum, domnule. Am rămas din 70, aproape 80 de stup, cu 50. Atac puternic. Și auzi, mi-am băgat rei, păduche mult are și am băgat pe 3 rame. Am zis că nu iasă. Și am auzit 4 rame, 2 rame de puiet. Excelent. Am zis, băi, aici nu iasă. Da, 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 da. Dar el n-a venit vagonul. Așa. Și acum să-mi termin ideea. În felul ăsta cu rama în mână și plângând cu lacrimi, adevărat, am țipat la Doamne, Doamne, dă-mi o idee. Că ce se întâmplă astăzi? Eu, ca oricare apicultor, țineam rama clăditoare în cuib,
puse caturile deasupra, prinse cu miere, n-am mai ajungeam să mai scot rama clăritoare. Și din ce era asta pusă pe capcană pentru varoa, s-a transformat în mulțitor. O ecluzionat, s-a mulțit acolo varoa și a fost o dramă. De ce? De unul singur. Știi care era rama capcană? Știi, știi. Așa. Și în momentul în care... deci n-am ajuns de unul singur la două vagoane, multă treabă, multă muncă, acolo s-au mulțit foarte tare. Și atunci eu, în primăvara aceea, al 2009, cu rama, mergând pe prejur, am zis, Doamne, dacă aș putea rama asta capcană să nu mai pun în mijloc și să-mi oprind caturile și să nu mai pot ajunge la timp, eu s-o am zis la dispoziție, să oricând vreau eu să o pot lua. Și atunci a venit ideea. În situația aceea, Dumnezeu mi-a dat în minte și am dat fundul ăsta care era aici, capacul, partea asta laterală, am dat-o, fundul de desubt, l-am rupt în două și am inventat prima variantă de, să spunem, de stup bio, așa, nu pot să scot, într-o fel, formă așa, forma tot așa, pusă aici o diafragmă, se vede cum sunt puse cuișoare, nu mai am acum la dispoziție una să vă arăt, sau poate există. Voi poate există. Și pe tare n-are nimic și așa la mine. Vede neava la ce m-am cam, care a fost ideea? Ideea a fost așa. Deci, în locul fundului ăsta care l-am trecut mai încolo, am inventat așa șmecherie. Da? Așa este. Și acum ramele care stau frumos în cui, știi bine cum stau, le-am întors invers. Uite așa ne facem. Le-am întors invers. Așa. În pat cald, în pat rece. Pat rece. Da? Ei, deschizătura de 12 mm care este între două straturi de albină coincide cu fanta asta aici. Ștrege-o. Deci, exact. Da, da, da. Îi faci fanta asta, da? Da. Iar rama clăditoare nu mai am în cuib. O am aici, perpendicular pe toate. De oriunde s-ar afla matca, când lucrează pe spațiu dintre două rame, ajunge la capăt, își continuă drumul, iar aici și rama clăditoare, fetele mai fac câteva celule, ajung acolo imediat, întreabă fetelor, mai aveți ceva, ați mai făcut ceva? Da. Și atunci acolo îmi vine matca și îmi vouă și eu am șansa de a capta varoa într-o ramă, rama clăditoare, în spate. În spate. Nici o celulă, am să vă arăt acum, nici o celulă pusă, pus fagurile la crescut, nici o celulă de trântor. Nu fac nimic. Nimic! Totul este perfect, nea Vasile, da? Bun, așa. Explicație. Deci, el nu face, el face, lucrează mai bine în, în pat cald pentru celulele de trântor sau care e motivul? Totdeauna celulele de trântor sunt la marginea. La, la, la pereș, da. La marginea ramei. Și acum marginea ramei e asta. Da. Și mă umple aici în face și culeg toată varoa aici. Pentru că odată ce ajunge matca și îndepune în celulele de trântori, în a noua zi, când, când larva a crescut, ea crește cap-coadă. Știm bine, nu totdeauna vă vedem cap-coadă. Acolo pune pătruchele. În a treia zi ecluzionează din nou și în a noua zi, după șase zile, s-o umplu celula. Și a noua zi se întinde. Și când se întinde, atunci femeia de varoa care stă la pândă pe buza celulei și așteaptă, când s-o întins și-o făcut spațiul ăsta, și-o dat drumul. În a noua zi s-o întins, intră jos pe fundul celulei și mănâncă toată rezerva de hrană pe care albina o pune pentru perioada în care stă sub celulă, sub căpăcelul, căpăcelul acela, pentru că ea se transformă din, pe toate stadii, din larvă, nimfă și mai departe, până când ajunge adult. Și până își taie căpăcelul. Aici, atenție, aici, acum, femeia de varoa care a pătruns, depune un prim ou, după 48 de ore, depune un prim ou de mascul și pe urmă la fiecare 24 de ore, 2-3 ouă de femeie, de varoa. În aceeași celulă. În aceeași celulă. Și toată activitatea se desfășoară, acum au mâncat în 24 de ore, mănâncă toată rezerva. Ce e lăsat? O fometa larva, de acum își înfinge aparatul bucal în ceafa al larvei și al albinuței sau trântorul, ce este acolo, și suge limfa. Hemolimfa, cum se spune. Ei bine, în felul ăsta, ea
o vedem fără aripi, e handicapat, nu mai poate să zboare, nici nu mai poate să taie că pe celul să iasă. Ai o să moară. Taie, da, taie pe puțin. Cea care reușește să taie, atunci mama cu fiicele ei, pentru că trebuie să vă spun un lucru, se întâmplă un lucru spectaculos. Acolo, masculul care a ecluzionat, fiicele, după 24 de ore, fiecare vor ecluziona, se împerechează cu fiicele. Da. Fiicele sunt împerecheate și totul este perfect. Formează nouă familie și fost familie. Da, ca o familie de da. Varoa, da? Și masculul moare. Asta e fenomenul, masculul moare. Și atunci, mama cu cele două, trei fiice împerecheate, abia așteaptă, n-au puterea să tai căpăcelul, n-au posibilitatea să o facă, o face larva. Și atunci iese mama cu cele trei fiice și fuge repede să se ducă la alte larve, ca zis la noua zi. Iată marea dramă, iată marea dramă în înmulțirii formidabile. Și atunci, eu, ca tu stă acum pe magazin aici, da. N-am nicio treabă, eu când viu la stup, voi veni și voi lua rama clăditoare. Aici aveți capac. Tot, hai să ne împuntăm aici. Da, gata, am înțeles. Deci ce a fost acolo a fost prima variantă de biostup. Acum, iată-l perfecționat, dus la cea mai înaltă, la cel mai înalt nivel. Și acum, deci fosta grilă, executată aproape manufacturier de mine la vremea aceea, este acum o fosta grilă, este acum o grilă profesionist făcută de un om, dar de un constructor unic în țară, care face cu multă maestrie toată povestea asta, și ea îmi oferă posibilitatea să captez varoa toată perioada cât există interes pentru creșterea masculilor. Deci câtă vreme există interes pentru masculi, eu aici cred, voi colecta varoa. Am pus așa hrănitorul ăsta, ramă clăditoare, ori altul mai mic, despărțit în două și în felul ăsta am posibilitatea să colectez varoa. Iată, am să vă arăt și varianta asta cu hrănitorul mai micuț. Așa. Da. Fata că nu e de 20 de ani. Da, în țară acum, nu în țară, în lume. În lume, în momentul de față, se merge pe tehnologia mea. Da. Deci este o nouă tehnologie. Deci e pornită. Da, e pornită. Sunt mii de familii de albine, mii de stupi în momentul de față. El a ajuns fizic în toată Europa. Așa. Și iată povestea. Aici stă rama clăditoare, vedeți. Ea este împărțită în două. Aici, pe partea asta, se crește făgurelul cu celulei de trântori. Când s-a căpăcit... Dar nu se pune foaie, nu se pune nimic. Nimic, nimic. Nimic. Da, știi ea exact, are șublerul ei, toată povestea. Da? Și iată că în momentul în care s-a căpăcit, eu o decupez pe asta. Urmează partea cealaltă care se va căpăci. Da. Așa. Aici e decupată, din nou crește. Am maximă producție de ceară. Niciun alt sistem nu produce atâta ceară, atâta cât produce acesta. În plus, în a șaptea zi, se poate decupa aici și se dă la presă și obține apilar nil. Deci un alt produs care e foarte, foarte căutat. În concluzie, modelul meu oferă o șansă imensă pentru producție și pentru, să spunem, colectarea acestora de calitate. Nu mai fac tratament cu varachet. Deci în momentul de față când eu colectez varoa aici și o am clar în control tot timpul, decupăiesc de aici, dau la păsări larvele, ceara o topesc și în felul ăsta am... Și nu dai varachet deloc? Nu dau deloc. Nu. Căpcăria este capcana, este până captarea naturală. Deci cum ar veni rama capcană care e... Da, capcană și la care am acces tot timpul. Da. De regulă e. Hai să-ți povestesc în continuare ce se întâmplă, să vezi minunea, cu adevărat minunea. Măi, cum te mai chemat aici e chestii, da. Uite, cum anume, caturile care se pun, da, așa pățesc tot timpul mă sună. Alo? Vă rog.
Da. Și acum, imaginați-vă că avem ramele puse, aici e activitate, am caturile puse. Da. Ce minunat, ce minune se întâmplă acum. Este spectaculos. Caturile puse. Activitatea se desfășoară perfect în cele două caturi. Caturile se așează, am caturi cu ramă lată, se așează în cruci față de, de ceea ce se întâmplă în... Dacă ramele stau așa, așa eu catul pun invers, ca să fac un fel de Hahnemann. Pentru că trebuie să știți un lucru. Nu se mai urcă... Aici jos e, ram, e lată, da? Și face cruci pe așa și face un fel de Hahnemann. Și atunci, în afară de faptul că e rama mai lată, și atunci nu mai urcă matca, nu mai ajunge la fund, dar și dacă eu am făcut Hahnemann ăsta, este super. E o dublă... Da, e dublul control. Și acum, în momentul de față, aici, după rama capcană, după rama capcană, am această diafragmă. Asta a fost deci. Aceea. Aceea o lăsăm deoparte acum, că este o singură familie, lucrează și-a făcut treaba. Și acum, pun această ramă, această diafragmă cu, așa, mâi, practic este aici, de aceea merge perfect. Și rama capcană este acum aici. Izolată. Izolată, da? Aici voi crește o, un nucleu. Aici pot să împerichez o matcă, da? Ea este izolată. Am aici două ochiuri, un ochi Hahnemann pe care poate să-ți treacă albina. Da. Sau și un ochi de miros. Da, să fie aceea... De ce? De ce? Că în condițiile în care mi-a căzut matca de aici, din motive, nu se știe, o îmbătrânită, etc. Da, am pierdut-o. Eu am posibilitatea din nucleu să bag matca aici fără nicio emoție. Pentru că, pentru că dau drumul la ochiul de miros, dau drumul și la Hahnemann după 24 de ore, albina circulă de colo-colo, prin fundul Hahnemann s-a întâmplat, prin fundul antivaroa se întâmplă iarăși circulația mirosului, finalul este că am luat matca de aici cu ramă, cu tot, am pus-o în față și pe asta bătrână sau ce o știu eu, da, o pun în, în partea asta. Schimb călărețul, funcție de nevoile mele. Așadar, vedeți dumneavoastră... Că ce, vine un căpăcel sau, sau niște... Să vedeți și vin. Niște planșete. E modernă. Păi, o serie are ramele de podișor. Am văzut de podișor la o serie ramele de podișor. Da, atenție! După ce pun și al doilea cap aici, invers și pe ăsta, așa, cu rame să înțelegi cu tot, aici voi veni cu o roiniță. Da? Ia uitați cât de minunat este. Așa? Și aici mai cresc o mătcuță. Un nucleu. Ascultați-mă. Da. Acum. Deci aici nu vine izolat? Păi de ce să vină? Dar nu are fundul aici. A, e fund. Gata. Gata. Da. Am crezut că e gol. Deci este izolat complet. Da. Da. Devine un corp. E un corp independent. Da. Un corp independent unde se crește o, un... Am înțeles. Alo. Și miercurea pot, și joia, și vinerea, și sâmbătă, de la ora... De la ori jumate, da, da. Bine? Bine. Perfect. Vă așteptă. La revedere. Când mai fac mata la ta treabă, domnule? Da, să vezi, Dumnezeu face. Că am eu nu știu ce profesor, cu spre da. Aici, da. Da, da, da. Și acum, aici este capacul pe care l-am la dispoziție. Aici pot crește două sau trei nuclei pe vară, că după ce sunt perichiamat ca și nu știu ce, m-am dus și m-am dus în altă parte, știi, albina aici, m-am băgat o altă matcă, altă botcă, dă drumul la altă matcă. E o tesită bună, e costeat. Are și, are da. Și perete comun, căldura. Da. În afară de asta, dar o să ajungi și la ea, eu vorbesc de vară acum ce se întâmplă. Și capacul este acum același care a fost jos. O deci pun deasupra. O pun deasupra, da. O pun deasupra.
Iată cum cel care era jos de acoperat este același capac din sus. E gata. Da, este o uzină. Ce mai am aici ca invenție? Posibilitatea să colectez polenul cu colectoare de polen care nu sunt în să spunem, practică apicolă, există niște colectoare de polen care se pun în exterior. Da, aplicate așa. Aplicate așa. E bine, eu am inventat acest colectoare de polen care îmi oferă posibilitatea să colectez polenul. Ia uitați, îl ridic aici, intră aici, îl voi împinge. Desparte acum, da? Da. Îl voi împinge până când... Uitați, așa se împinge. Deci se împinge încât să-mi rămână o fantă de un centimetru, așa. Între peretele. Da, între așa. Și albina care e goală se duce pe aici și își vede treaba, iar albina care vine cu plină, una poate să intre pe aici, alta poate să intre cu polen, intră și pe partea asta. Ca să vrei, dacă vrea să urci sus în ramă... Că eu am nevoie să-și urci în o parte asta, de ea, da? Că am nevoie și de polen aici. Da. Dar ceea ce înseamnă reglajul pe care îl fac eu, funcție de cât trag mai mult sau mai puțin... V-ați referit la un centimetru? Un centimetru de peretele? De peretele, sigur că da. Da. Un centimetru de peretele. Ați pronunțat cuvântul de centimetru. Ca albina se poate coborâ asta care e goală, se poate coborâ pe perete, pe deasupra și se iasă afară, iar cea care e plină se intre în capcanul, mai ales cea cu polen mă interesează pe mine, da. Intră aici și imediat când trece prin placa activă, prin asta, da. Polenul cade cade în prinsită și se duce în sertar. Dar eu colectez polenul foarte repede, fiecare seară, în fiecare zi. Aici găsesc polenul în cele trei guri. Sunt trei guri de curgere a polenului. Și se congelează polenul. Ai, da? Polen aici? E zona asta. Sigur că da. Sigur, foarte mult. Foarte mult. Așa că apicultorul, în afară din miere, că zice albină și miere, eu am posibilitatea să-i spun are ce? Polen, armă, apilar nil, am spus, am ceară și maxim cu putință. Da, da? Deci toate produsele... Randamentul maxim. Maxim randamentul. Polenul, și... auzi, combate cancerul. No, nemaipomenit, dar știi, da. Polenul cu proprietăți nemaipomenite. Cineva, am ajuns la un apicultor, dacă, mă rog, mă invita pe oriunde la... de pe la asta, pe la Asociația Apicole, a fost peste tot în țară. Și la un moment dat m-a invitat cineva la Timișoara, un apicultor care spune așa: domn profesor, eu mă mir, acum vreo 3 ani, cred că, mă mir că dumneavoastră nu acordați atenție polenului. Nu, aveam invenția făcută, tot, dar dacă, știi, dacă n-ai făcut un lucru, da, nu-ți vine să-l faci așa. Nu era inclus? Nu eram convins că este o sursă de venit foarte bună. Să vă spun, și eu am 80 de familii și nu mă interesează mirea, numai polen. Stimulez tot timpul ca să albina să crească puiet, cât are puiet, bagă polen la greu. Mi-a arătat și a spus, eu fac 2 tone de polen. 2 tone de polen. A zis, băi, dar trebuie de așteapt. Sigur că da. Și cele 2 tone de polen, și am o relație în exterior, au venit și mi-au luat cele 2 tone de polen, cu 10 lei, cu 100 de lei kilogramul, așa 1 milion, cum să zicem, în kilogramul, și am dat, 2 miliarde și am făcut treaba mea, am văzut liniștit. Nu trage, da? Da. Deci eu mă ocup numai de asta. În rest, mierea este doar așa, zice, ca moft. Nu am treabă cu mierea. Și atunci mi-am zis, da, într-adevăr, este o sursă extraordinară. Cartea spune că o familie, așa, adună între 50 și 60 de kilograme de polen pe vară, pe sezon, o familie. O parte o folosești ea, dar o parte de multe ori se întâmplă, se blochează cuibul, da. Ești nevoit să ia, e nevoit să stagneze, nu mai aduci polen, se face de grajă. Sunt polen mai bogate. Sigur că da. Și perioade mai... Ai fost bogate cu ei la rapise? Păi am fost când făceam pastura. Încă n-ați terminat, aici mai văd ceva. Da, da. Eu mai văd o minune aici. Așa. Că până la urmă, ordinișul ăsta și cu aici trebuie să mai vină, mai faci și ceva. A, așa. După salcâm, retrag matca de aici, de bază, aici, da. O pun
pe matca de bază în 4-5 rame, sunt 5 rame posibil să bag aici, în 5 rame bune de ouat, cu una din rame deja cu puiet, unde deja s-a dezvoltat, deci localizez pe aici și în față, după salcăm, dau în două. Se produce o semi-orfanizare. Asta de aici nu este pusă. Am tras-o pe matca aici, am creat spațiu și se produce o semi-orfanizare. Ea începe să lucreze aici, o parte de albină 2, că se retrage aici și începe cu băricul și formează ea, face treaba aici. Iar aici pierd legătura cu matca de bază, albinele. Și băi, totuși, e departe, miros ceva vine, dar nu-i cât trebuie. În cuibul original. Da, 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 nu aici. Zice, băi, nu-i treaba curată, ce facem noi, nu ne putem păcăle așa. Și încep să dea drumul la boci. Este foarte aproape de schimbul liniștii de matcă. Atenție, foarte aproape de schimbul liniștii de matcă, pentru că ele sunt sub supravegherea măcii, dar uneva mai îndepărtat. Da? Se văd abandonate. Se văd abandonate și atunci iau măsură și își dau drumul la boci. Urmează să vezi repede, este fără asta pus, da? Da. Vezi exact distribuția boților, vezi cele mai frumoase le păstrez din boci, așa. Și am dat-o în două. Am pus diafragma cu 4 ochiuri pe grilă. Da? Aceste 4 ochiuri, două se adresează unui nucleu și două celălalt nucleu. În felul ăsta mi-am dat drumul la creșterea două măci urgent aici. Da? Și sus și în roiniță, deci sunt șanse ca dintr-un an să obțin până în toamnă 4 sau 5 roiuri. Da? Dând, este o mulțire dirijată, accelerată, cu un spor nemaipomenit. Și atunci, când vine teiul, mă prinde teiul cu cele două măci împerecheate. Da? Cele două măci împerecheate. Una mi-am luat-o și dau drumul și las numai pe una aici de bază și se lucrează, trece din nou, asta și-a făcut și ea treaba. Apare un moment, să spunem, în producții, când eu am nevoie, să spunem, un cules puternic. Armata. Armata. Ba chineze la treabă. Armata. Ce fac? O ridic pe asta. Da. Ridic un pic, asta un pic. De un centimetru, se trece pe dumneavoastră de sub, se bagă toată aici și eu cum spun, eu ai făcut chinezăraia. Ai făcut chinezăraia, au ieșit toată aici la toată. Și am chinez, am treabă, are cine aduce, treaba mea și nori. Pentru cele o săptămână de cules puternic, i-am băgat-o și pe asta ca ajutor. Da? Deci este ritmul foarte, foarte bun. Așa. Încă o întrebare, dacă spuneți. În momentul când s-a luat diafragma de aici și s-a făcut unificarea asta, diafragma asta nu prevede să aibă un ochi. Deci ea nu se Nu, aia e la spate. Aici, astea două, face numai prin fundul. Suficient. Și, cum spun, când în momentul în care e cules, atât de ușor să acceptă, nici o problemă, că el surori din aceeași familie, din... Da. Deci lucrurile merg foarte bine, foarte ingenioase. Fără nicio posibilitate să ai pierdere. Și ca Nicolae știe un lucru, când ai de introdus o matcă într-o familie, atâta bătaie de cap îți oferă, din ce mai știi. Ce ai spus înainte? Hai, mai spune o dată, să te auzi eu. Cum? Da. Hai, spune la cameră. Cum ai? Foarte ingenioasă asta. Ingenioasă, inteligentă treaba aceasta. Da, da. problema e în felul următor. Când ai cules, ai voie să dai armată cât vrei, iar în timpul mai lejer, se formează matca măcii liniștii, deci măcii. Tocmai. Deci te-ai făcut două treburi. Tocmai. Ai plecat la cules, deci, ai plecat cu armata. Ți-ai dat drumul, deci îi dai drumul. Asta de aici care e ajutătoare, vine foarte tare. Bă, cum sunt două rame de puiet când au început să iei? Dar acum am făcut chestia pentru vagon. Deci avem ultima achiziție, ultima situație pentru vagon, model pentru vagon. Și de ce? Dar noi vagonul, nu e vagonul matare ăsta. Nu mai înțeles. Deci vreau să le adapteze pentru vagon. Hai să zic cam adaptat, cum ar veni, cam... Pe stațional. Da. De ce? Că e mare, e voluminos. Da. Avem și varianta de pastoral. Deci adaptare pentru vagon. Da. Avem și varianta pentru pastoral. Ia să văd dacă e pe aici. Modelul ăsta este. Modelul pastoral, uite ăsta. Da, ăsta e modelul.
modelul pastoral. E mai mic, să observați. Dar tot sistemul este pus la punct. Adică aici în spate am tot grila, toată povestea, toată chestia. Aici îmi perechez o matcă în spate aici. Matca va ieși printr-un gât de piept aici. Da? Și undeva în peretele, vine gaură făcută în peretele. Stai o secundă. Asta este pastoral. Pastoral de mers vărsat, adică de pus pe vatră. A, pe vatră, da. Iar pentru vagon. Nu, pentru vagon. A, am rezolvat treaba pentru vagon. În felul următor. Haideți, veniți. Ăsta vede pe vagon, foarte bine. Funcție de cât spațiu ai măta în vagon, să te poți duce pe 4 rame, pe 3 rame, din partea asta altă, da? Înțeleg, să deci, da. Și al mine o scurg, o scot pe dedesubt. Deci s-a făcut un canal, adică pe lângă partea asta care vezi așa ca ax principal, da. Am mai venit cu o bucată așa, da. Și dedesubt e pus o bucată de PFL-ul și albina îi spartă aici, să spunem, plasa. Am înțeles. Și albina se duce pe acolo și iese pe aici, undeva? Printr-un gât de piet. Deci între cele două urmișe. Da. Ăsta nu este aici, atenție. Ăsta nu e lateral. La care? Ăsta fica aici. Da. Ăsta aici, da. ca la modelul de acolo, da. La modelul de acolo pentru pastoral sunt în față. Două ordinișe pentru fiecare pavilion, pentru fiecare familie. Familie. Și unul de scurgere. Și plus gâtul ăla care... Așa. Puneam ăsta este, da? Ăsta. Și aici între, aici vine gâtul de piept. Da. Și pe acolo, intră, uite, cum e acolo, da. La mulțitoare. Da. Găurile acelea, la mulțitoare, asta face. Și în felul ăsta, aici, albina din spate se duce așa. Am înțeles. Da? Asta automat vine și decupat vagonul. Așa, așa, pe toate chestia. La vedere, da. Toate astea, și reușit cu... Și atunci nu mai ai bătare. Este excelent. Acum reușesc să fac și mulțirea. Să știi, Nicolae, știi un lucru. Că perecherea la vagon e o problemă complicată. Da. Pe capi ești un perecher. Pe atâta, pe colțuri, pe capi. Da. Da. Dar acum am rezolvat chestia asta, că gâtul acela de piet, mai pui o bucată de cârcu ceva acolo ca să faci un semn distinct și faci în perechear așa. Distanța de aici și până, să zicem, așa, până circulă ea, nu este o distanță prea mare să fie ea pericată. Nu. Lumina de acolo, de afară, de aici, da, o atrage și o duce. Dar albina se duce după lumină foarte repede și după mirosul care se duce foarte ușor. Deci este foarte clar că performanța, acum ai făcut de vreo două luni de zile, varianta vagon. Mm-hmm. Pentru că tot ne-a cerut. Sunt bine luat, mă spun și pentru. Și am depus la punct și varianta asta. Am la mine o ruletă, așa aproximativ, aici, de aici. 70. Aici. 70. La noi la alea cu 18 rame, 62. Da? Deci, păi, mă refer ca volumul... Da, 6-3, 18. Cam și eu aici, 12 și cu 6. 18. E 18 rame. E cu cutie de 18 rame. Da, e cu cutie de 18 rame, dar este gestionat spațiul ăsta noi, după noi cutiile le avem de 18 rame. Am înțeles. Dar, cât ajunge o cutie cu totul, așa, 4, la 4, la pătrat, la definitiv? Cu tot, cu colectoare, tot. Tot cum vezi pe mea, da. Cum vedeți pe mea, în jur de 500. Dar cu tot, cu... Am înțeles, ce înseamnă, ce-i trebuie. Tot ce-i trebuie. Da. Colectoare cu tot. Constructorul ăsta de la Suceava, care face treaba asta, e unicul în țară, nu că nu aș mai fi dat drept de lucru și altora, dar care au încercat să mă execute, nu s-au ridicat la nivelul lui. Da. Și eu am spus, băi, fraților... Are randamentul maxim. Da. Vino, băi, dacă tu te vedești că știi să-l faci, îl faci ca ăsta, da. Că dacă nu-l faci ca ăsta, nu-l vinzi. Ăsta e prototipul. Da. Nu-l poți vinde, nu-l poți vinde, domnule. Nu ți-e la nimeni. Dacă între ăsta și al tău stă... Eu nu te pot păcăli. Ca să-ți dau dreptul și spun să nu faci nimic, faci investiții, faci nimic. Deci să ai calitate să poți scoate, hai sculi tot. Da. Deci tot ce spun aici sunt lucruri clare, așa am gândit, așa am făcut. Deci în momentul ăsta este singurul care a reușit performanța, bagă butucul pe aici și scoate supă pe partea alaltă. Are fabricuți. Da, are. Da, cu toate. Tot. Are uscătorii, tot ce vreți dumneavoastră, de făcut aceste panouri care sunt făcute din fâșii, știți bine, sunt binate. Am înțeles. Noi am avut necazul că am luat de la cineva și iată ce s-a întâmplat. Datorită faptului că nu ne-au făcut treaba de calitate la panou, Vine cu tipaniel. Da. De 5 milioane vine o cutie, nu? Da. Echipată cu două...
Cu două caturi. Două caturi cu roința deasupra, cu tot ce vreți vă vreau. În vagon nu mai avem roința deasupra. Acolo nu mai e. Da? Deci rămâne așa. Dar vagonul este sus. Eu aș vrea să ai și tu unul de deci, în... Știi cu cât am pace la ungură? Îi duc cutie. Măi, tate. Cu jumătate preț. Eu am înțeles. Mai o scătorie, tot complet are. Da, da. Am făcut cutii, eu am cutii toate făcute. I-au făcut tot pentru vagon, cutii, da. Fără capac, fără nimica. Am înțeles că asta cade, că n-ai unde să-i... Cum nu cade, domnule? Nu, nu, asta e deasupra. N-ai asta e deasupra, pică, da. Dar aici, am... aici vine un, vine un, un simplu... Un simplu capacul ăsta, da. Îl avem deja. Da. Nu știu dacă le-am pus să treci până, dar e adevărat așa. Da, acolo, spațiul ăsta se așează cu așa ceva. Da. Ia, uitați. Și aici e... Da. Că și în vagon am și rama clăritoare, am toată povestea. Aici, de exemplu, să zicem că am ajuns la faza de vagon. Da, da. Așa. Aici va rămâne în permanență posibilitatea de vizitat. Da, da. Ești dispus să recurăți rama. Da, domnule, da, asta e, domnule, asta e performanța. Că tu ajungi și ți-ai luat acolo timpii nu i-am înțeles. Ați zis că după cât timp? Deci în momentul, după ce o 9 zile, nu. În a noua zi se începe să căpăcească, cam după 12-13 zile ca să fie căpăcit toată partea. Deci nu ai văzut o căpăcit. Când ai văzut zona aceea. Așa, când ai văzut așa, ce îți decupează, nu mai lași acolo. Gata. Și bagi iar înapoi la... Bagi acolo și creează să pună. Cu furie extraordinară. Că trebuie să aibă 700-800 de masculi, o familie, ca să facă asta, da? Ea începe cu ce? Cu creșterea masculilor începe pregătirea pentru roit. Și atunci ăsta este interesul maxim. Deci, în momentul de față, ăsta este viitorul, viitorul apiculturii. Eu am fost acum la ministrul secretar de stat. Înainte de a vorbi cu dumneavoastră, trebuia să plecați. Așa. Am fost la ministrul secretar de stat, am stat o oră de vorbă cu domnia sa în birou acolo, mă spune, domn profesor, dar este ceva fantastic, este un bun al nostru. De ce să nu profităm? Haideți să încercăm să vorbim cu parlamentarii europeni, să ducem invenția acolo și să o valorificăm, că este al noastră. Cu drag, eu abia aștept să faceți asta. Cel mai mare lucru e evitarea tratamentului. Da. Asta e super. Asta e fantastic. Dacă nu mai fac tratamentul cu varachetă, îți dai seama că produsele... Știți bine ce se întâmplă la varachetă? La varachetă o mușcă, doar. Iese la analiză. Atacă și o mușcă. Ia uite, da, matca. Dar nu e așa? La matca cât o atacă. Ei, o atacă. Deci matca își pierde potențialul, după un tratament, 40% deja. Ciclul e de... Da, de forță ei. E o travă. E o travă, sigur că da. Cum moare gâza aceea pe 2 kg, moare și albina este afectată. Dar nici tratament. Eu am dat cu varachet, o rămas negru pe 2 kg și o plecam mușcă, mi-au rămas ramele descoperite cu puiet. Păi da, știți ce s-a întâmplat? S-a produs un dezechilibru. Da. Nu că a plecat. Albina, când e scos porcăria aceea din spatele ei, unde sugea, ea s-a produs dezechilibru și datorită atacului așa, și atunci ea nu știe cum să iese din stup ca să nu moară acolo. Albina, e puizat. Albina nu vrea să rămână balast pentru celelalte, să o scoată moartă. Și pleacă ea. Ia și aruncă, ia să ia afară. Ai văzut când ori e lovit ceva, așa se târâie. Ia să ia afară. Da. Nu știi cum să iese cât mai repede ca să nu fie balast pentru cealaltă. Da. Deci, viitorul apiculturii ăsta este. Eu știu asta. Însă, ca în toate situațiile, sunt oameni foarte rezistenți la nou. Deci, oameni care spun, domnule, eu fac și așa știu ce fac eu, e foarte bine. Deși, uite, nenecul la 80 de ani spune așa acum. Varachetul mi-atacă și albina. Așa e. Da? Varachetul mi-atacă și albina. Atacă. Eu am pierderi foarte mari. Și sănătatea, consumând miere. Dar nu mai spun sănătatea noastră, a consumatorului. Pentru că rezidurile de la varachet, ceara e un bun absorbant. Și ceara absorbe rezidurile acelea de la fumă, acelea de la ardere. Și când ai pus mierea, s-a contaminat. Și atunci, iată că de aceea zice miere clasică, și mere asta bio. Eu spun de bio. Mere bio. Da. Deci de aia spun eu aici despre biostup. Asta al meu este biostup. Da. Produsele sunt bio, nemai făcând tratamentul acela.
Deci, pe în toate filmele mele, știți câte filme am? Iată chiar n-am pierdut ocazia să fac un film acum, vedeți? Așa spus. Mai vine unul cu o idee, unul cu... Dintr-o discuție de asta apare o chestie foarte frumoasă. Mie îmi plac oamenii care sunt constructivi, nu cei care sunt destructivi. Este ușor să arunci cu piatra. Da. Dar hai să vin cu o idee, hai să punem ceva acolo. Și una bună. Da, și o idee bună, sigur că da. Și atunci, de aceea profit de fiecare dată, v-am spus, nu stau de vorbă, nu deschid niciun cuvânt până când nu începem să se filmăm. Așa. Oricum, cred că diferă de la discurs la discurs că vin, intervin alte întrebări noi, alte idei și automat e altă formă. Exact ce vă spuneam, vă spun acum de la clasă. Ca profesor de matematică, eu am șansa ca din discuția aceea care port copiii să prind și din ce în ce mai frumoase idei. Da. Deci, ceea ce am realizat acum, faptul că am pus tehnologia asta în filme, este nemaipomenit pentru că cei care urmăresc filme au sentimentul că stau lângă mine. Da. Da? Deci eu nu lucrez acolo. Și devin foarte, foarte și pasionați și curioși. Da, 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 da. Da, da, da. Mă suntem până la unul cei. Da, da, ce faci unul ăsta acolo? Ce mă faci? Iar de regulă se întâmplă, așa, când te duci la un apicultor, și atunci un apicultor în vârstă spune asta, în mod sigur îl recunoaște asta, că de regulă apicultorii sunt conservatori. Și ce face el? Nu-și trebuie să știe asta. Nu spun la nimeni. Nu spun la nimeni. Da, da, nu spun la nimeni. Eu niciodată n-am spus cât am lăcândat. M-am dus, acum 4 ani, am avut într-o 17 kg. Așa. Și care-i fost motivul? Niște unguri s-au pus la 1 km. Și era mătura, știi, că dă mătura în el. Da, 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 da. Și atâta apuceam, care ca nebunii. Cum o plecat un bune, nu mai mă uitavă. Dar n-ai mai avut nici crezi. Nu, nu. Nu mai pot ceva bune, dar noi, auzi, tătă colegătoare s-o oprea la noi. Asta e. Atâta colegătoare s-o oprea la noi. Da, 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 da. Și în afară de asta, dacă cumva ai șansă, nu șansă, dacă se întâmplă așa, Albina care e în spate, la un alt vagon, nu știu ce, la o jumătate de kilometru. Era un kilometru din un kilometru chiar. Și dacă treci peste vagonul meu care stă aici, sau peste stupina mea, când deodată o bură de ploaie, când nu știu, ia cu greutate, cum nu știu ce, se oprește aici. Acolo se oprește aici. Da, 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 da. Și așa se întâmplă. Da, unde vine Niculescu. Bun. Dar, de regulă, apicultorii cu multă, o să spun, cu multă experiență și cu multă, nu riscă să se așeze în bătaia, adică să aibă în față un alt vagon sau altă stupină. Și se așează lateral, stânga, dreapta, știu foarte bine. Și eu, mă zic, o făcut o rolotă și făcut roie. Așa. Și el, dacă s-a îngea, o pus de tânișul domnului, eu de sus, roie. Da. Și face lepte cu lor deschis. Sigur că da. Pentru că am avut o stupară invidios și nu m-a învățat. Trebuie să mă îngrețe de la început. Eu chiar de-o învață n-a ascultat. Ce-o să zic el? Eu îl pui ei, că se umple cu muscă. Da, da. S-o umplu, dar... S-o umplu cu muscă de la frate. Da, da, da. Da, vedeți, și experiența ne învață. Apropo de ce spune ta. Veneam de la Valea Mărului, obosit după floarea soarelui și eram cu două vagoane după mine singur. La tractor să n-ai pe nimeni noaptea mergând foarte greu. Și hai. Eu am plecat pe la 11:30-12 de la Valea Mărului, pe acolo când eram eu plasat și n-am reușit să ajung decât la ajut, atenție ce sunt, dragilor, este o realitate, o situație trăită de mine, la ajut, la Umbrărescu. Și era un lanț de floarea soarele acolo, fixasele meu, că mi-a zis, dacă cumva nu reușesc să ajung la Bacău, dacă așa zic, mă bagă acolo de desubt. Și m-am și minte de om care nu analizează până la capăt ideea. Și mă bag sub pod aici, să stau la umbră, mă și nu mai desfac vagoanele, nu mai nu știu ce, stau acolo niște, pisară se dau drumul și să mă duc la unde aveam eu la Călugări pe aici undeva, de ajuns pe vatră. Dar Albina mi-a dat drumul la ordini și Albina a început să zboare, să recunoască, lanul cealaltă a tras atenția. Dar când ieșeau albinile și se înălțau, dispărea vagonul. Pentru că vagonul era sub pod. Nu-l mai vedea. Dacă nu-l vedea, vă le unii și intrau să-l caute pe deasupra unii, pe șosea.
Da, pe șosea, pe deasupra. Că căutam stânga, dreapta și mi-a forfecat Albina. Era, da, pe, era pe stradă, pe șosea, domnule, Albina, da, moarte cât lumea. Era buima că da, 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 și de la drum și cum spune, dar acum l-am văzut. Acum, ia să, când pleacă de lângă stup, de acolo, pleacă ca să orienteze cu fața la stup și totul depărtează, tot, mai tot timpul se uită acolo și deodată, înălțându-se, dispărea asta. Domnul Ursu, hai să spui o poveste. Zi-mi. Sorin 53. M-am dus la asta când la Ormeni, am făcut 800, m-am luat 800 și am venit la Muche, la Călin. Și am găsit o floare soarele în Buriană. O Sorin 53. Știi cât a avut prima zi? Două spichire, s-a urcat la 14 spichire. Și nu dacă ai găsit niște specialiști să-ți facă Sorin 53, să pui, știi cât îți trebuie, la supina matare, da, 2 hectare. Da, da. Dar ce care-i motivul? Să rămână mai, sunt într-o discuție cu la o stupină la aici cu cineva. Te sun eu. Nu te-a sunat. Insist din nou atunci. Da, da, mersi mult. Pa, pa. Și ai stat până la urmă, n-am aflat. Dacă ai găsit pe cineva să-ți facă soii să dei floare soarele. Așa, ce n-ai aflat? N-ai aflat ce fac canale, asta, canalele astea. Canalele astea sunt pentru a face cât mai ușoară distribuția acestui spațiu pe care l-am dispoziție. Odată, dacă vine iarna, și eu trebuie să vă spun că iarna e străinul, v-am povestit, da? Depinde de ce am la iernat. Dacă e o situație de tipul acela în care am 8, iată, în sus, 4 rame, o ierna sau 3 rame. Da. Am unul de 8 rame, da, full și altul mai mic. Și l-am băgat în partea asta. Da, da. Dacă nu e la jumătate, îi bag aici. Da? 6 și 6 am băgat aici, stânga-dreapta, și am posibilitatea. Gemul se face, că am uitat să vă, să atâtea lucruri de spus într-un timp scurt, cu neputință să acoperi tot. Gemul pe timpul iernii se face aici. Așa, da? Aici se face. Deci, închipuiți-vă cam ce situație este la tipul iernatului. Că se face din partea iar asta. Iar și căduri de la un altul. Păi asta e tot secretul. Deci sfera se face așa din toate cele trei. Da? Pe des comun. Exact. Și în condițiile astea consumă foarte puțin albina. Păi are căldură și nu are nevoie de consum. Asta e. Da. Și în felul ăsta, albina neconsumând e sănătoasă. Sănătoasă e. Că albina care consumă mult, adună în intestin și noi stăm cu ochii să zicem un zbor de curățire. Îmi trebuie un zbor de curățire și mă fac. Ei bun, zborul de curățire nu mai e nevoie să fie independent. Acum s-a întâmplat că am avut iarna asta și iarna trecută ușoare. Da, dar sunt ani care nu mai întâlnim așa. Sigur că da, au fost ani care au fost iarni de cele groaznice. Și albina nu se ieși 4 luni de zile la zbor. Da? E aici n-am treabă, pentru că ea stă aici la căldură și totul este perfect. Da? Deci iernarea este fabuloasă. Da. Iar pornirea în primăvară este tot atât de spectaculoasă, pentru că acum, când au nevoie de 40 de grade, de 30 de grade în fiecare ghem, ca să țină, când afară este, să spunem, 0 sau minus 5 grade, și acolo ne dă 30. Și ca să ajungă la 30 trebuie să consumi medie. Că doar prin consum, energia, de unde vine. Sigur, e ca să fac căldură, mâncă. Mâncă, sigur. Și dacă are căldură, nu mâncă. Asta e, asta e logica faptelor. În final... Puteam să mă mai uit pe internet încă de 3 zile. Domnul Urtu, ai găsit să-ți facă floarea soarele astea, sămânța asta? Nu, n-am găsit, îți dai seama. Nu, vorbim cu specialiști. În pasul orin 53, știi cum să punem ăsta? Una lângă alta, doar. Se lipește acolo, e nebunit. Băi, ieri cât lumi, așa se face din mare. Că nu se poate la nimic. Nu se poate modificat acum. Nu se poate la nimic. Să autopolenizeze și gata. Asta merg cu autopolenizare ca să... Asta e distrug. Dar haide să-ți spun acum. Tu numele? Costel. Costele. Să-ți povestesc un lucru. Pe plan mondial, ne aflăm într-o situație foarte delicată. Deci, numărul familiilor de albinilor, numărul familiilor de albine, scade continuu, datorită pesticidelor, datorită prostiilor astea chimicale, care sunt folosite la plante, s-a afectat masiv. Și este afectată acum cultura, că orice am spune,
polenizarea plantelor de asta spontană, ierburile care sunt toate, asigură ce? Hrana pentru animale. Din ce? Suntem într-o descreștere continuă, familie de albine, și Einstein a spus așa, că dacă albina dispare, doar 4 ani mai putem trăi. Da? Deci 4 ani mai avem șanse să mai trăim. Și acum, specialiștii au început să spună problema ce ne facem, cum creștem. Când acestea scad continuu, ce facem noi ca să avem din ce mai multe familii? Și mă sună cineva din Germania, un român, și spun, domn profesor, oare bănuiți că dumneavoastră vă aflați într-un moment nemaipomenit? Că, de fapt, prin tehnologia care a pus-o la punct, veniți în sprijinul dezvoltării familiilor de albine, deși ele sunt într-o descreștere continuă. Vom vedea ce putem să luăm ca măsuri ca să nu mai folosim aceste otrăvuri atât de dăunătoare. Dar încă să folosesc. Să folosesc și încă să ducem înapoi. Dar dumneavoastră ce faceți să diniți așa? Încercați să balansați, că o familie produce 3-4 alte familii, asta înseamnă un spor de albine și dacă acestea se tot duc înapoi, vin ăstea și ne ajută cât de cât să balansăm. Ca atunci la populații, să zicem. Și când durează un ploare soare acum, 10 zile, atât ai. Atât, ai dreptate. Atât ai, 10 zile. Deci, și era 3 săptămâni, doamne, dura, doamne. Da, așa este, așa. Ei, te plictiseai stând acolo. Tu alegi și de o luni din zile la ploare soare. Scoteai de două ori, trăgeai de două ori. Da, ori acum e complicat. Să ne întoarcem să spunem așa, că dacă acești conducători care avem acum vor înțelege, asta e vorba cu Cioloș, ai văzut acolo filmulețul cu Cioloș, nu? Da. Pe prima pagină când intră la mine la Prof Online, este un filmulețul care... Asta e din serie, ar trebui să înțeleagă. Sigur că da. Și am stat de vorbă, încă o dată m-am stat la guvern, acum și-am mai dus încă ceva și am spus, domnule, atâtea locuri de muncă se creează, zeci de mii de locuri de muncă. Pentru că în momentul în care această tehnologie și vii și îi dai o subvenție, omul că nu are forță să le ia pe asta acum. Și îi dai o subvenție, asta am cerut la guvern, când am stat de vorbă cu el, cu ministrul secretar de stat. O zis, da, să vedem ce face, nu știu ce, dar știi ce? Apare cineva care e acolo, el ca ministru nu este specialist acolo și a adus pe cineva care e specialist pe domeniu, dar specialist în ghilimele. Că nu au avut niciodată cu familia albine. Fug legea aceea a apiculturii, Dana și nu știu mai cum o cheamă. Ei bine, așa o bătaie de joc, îmi spune numai 70 de familii, să ai nu știu ce. Și mă impozitez la lăzi, îmi impozitez lăzile sau îmi impozitez produsul? Hai să faci așa, asta e ideea mea. Să zicem, de la 2 tone în sus, impozitez, domnule. Dar până acolo, dă-i omului voie, ajută-l să se dezvolte. Ajută-l să se dezvolte. Și organizează linii pentru export. Iată biostupul, ne ducem cu produse bio, deci facem un lucru fantastic. De ce întârziem? Pentru că sunt acestea, să moară capra veciului. Dar de ce vin tu lui ideea? Cum profesorul ăsta de matematică? Acum nu mai e valabil. Nu, acum se... Acum să moară veciului, eu capra. Da? Punică-ți-o la cap. Punică-ți-o la cap. Bun capul acoperit. Câți ani ai? Să-mi plică care ce? 63-4. Pune căciorul în cap. Nu sunt acum. Eu până la 28 de ani n-am pus. Dacă făceam de urechi așa se rupe. După ce am sântut. Da, bun. Bun. Mult umor există între oameni așa de bine și oameni care vor să construiască. Eu cred că așa viitorul apiculturii ăsta va fi. Cred. Pentru că... Și să cineva să se trezească, să pună bază. Da. Dacă nu se pun bază... Știi când se întâmplă? Costel, se întâmplă chestia asta? Când apare acolo sus un apicultor. Da? Deci când apare un apicultor care înțelege fenomenul, parlamentar acolo, sau... Ar trebui acolo sus câte unul din fiecare ramură ca să fie, că deja unul de toate miagamele. Da. Pentru că ei se iau decizii împotriva firii. Adică, practic, trebuie să ajuți, să faci, să dreci, nu știu ce, și faci tot mai invers. Pentru că cel care nu înțelege fenomenul, n-are cum să... Doamne, salcăm un merg extraordinar. Bă, cine a avut o făcut 4 de fel din ieri, iar la salcăm, o vint, o poluare, o fost poluare, salcăm, nu mai fost nici la până azi, nica. Atâta timp românii așa o vint, o poluare. Da. Fac experiență cu ce fac experiență. Promovează la Ministerul Agriculturii doctor ginecolog. Da, sigur. Nu se poate să știe, să înțeleagă asta. Da, nu înțeleg. Acum când am fost la Ministerul Secretar de Stat
care stă de vorbă, o vin șefa asta de apicultură, doamna Dana, care mă întâlnisem încă din 2013. Și doamna, dar ne-am mai întâlnit, da, da. Și stăteau, el ca ministru, să vină și ea să vedem, stăm de vorbă. Aici da. Am fixat ora, la ora 13, sunteți aici, stăm de vorbă. Dar ăsta nu știa cum să pună în bețura, să uita așa, ce-ar putea găsi ea ca să... Mă întreabă, cât e prețul? Eu aveam o broșurică scoasă, i-am spus, doamne, sunt prețurile toate pe internet, pe variante, pe pastoral, pe biostop, da, constructorul, mi-au făcut toate astea. Câte? Se citește acolo și zice, păi, e 1000 de lei. Doamna a spus, 1000 de lei prețul, cu tot cu albină, o familie de 12 rame, de 8 rame, 9 rame de cuietă, adică cu apicultură să crești la treabă. Dar te-a născut cu albină. I-a spus doamna acolo, deci el nu știa cum să... În fața ministrului, să găsească motive ca să poată să rupă ideea, să o distrugă. S-o distrugă. Da, sigur că da. Pentru că nu se pot împăca cu gândul, repet, foarte mulți care sunt apicultori din tată în fiu, cum de-a venit ideea asta la mine? Ce caută ideea asta la un profesor? Din matematică, nici măcar o chestie de astfel a făcut cu apicultura. Am că o apicultură, am și eu 30 de ani. Aici sunt foarte multe chestii. Da, sigur că da. Eu am venit cu Constel la Matale, lui și matare la Costel la păstrăvărie. Vezi ce are și el. Sigur că da, cum cu dragul, da. Să vedem cum găsim. Are moară de plăce curent cu apă. Asta se ce are el acum. Sigur. Deci, oamenii creativi. Da. Apropo de asta, Costele, vedem vorba. Vezi, sunt oameni care au darul Dumnezeu în a face ceva care parcă nu s-a mai făcut niciodată. Copiii mei sunt la Microsoft, la Bilghiți acasă, lucrează de 16 ani, fiica mea și cu Gina. Și când astăzi iară mă aflam în Sterlă să mă urc în avion, îl sună pe inginerul meu cineva și îi spune, știi, mă rog, în engleză discutau acolo și mi-am dat seama că îl sunaseră pentru a scoate la o poziție, inginerul meu scoseseră o poziție la angajare, el e șef acolo într-o grupă, și scoseseră un post pentru angajare. Și acum îi spun, măi Adi, dacă așa te sună tot timpul, păi zic, ce faci atunci? Și zice, nu, că până să ajung la mine, trec prin două, trei filtre. La mine e ultima variantă, când va fi organizat detalii pentru organizarea interviului. Băi, zic, și ce urmăște-mă la interviul ăsta care îl dă acum? Care sunt ideile? Zic, îmi plac foarte mult oamenii care își caută de lucru pe jobul lor. Fantastic. Auzi, crește puiet, eu mă duc la Brașov. Ce își caută de lucru pe jobul lor înseamnă că oameni care sunt creativi acolo când se apucă el de lucru... Doamne, eu fac cu multe costele. A, da, să vedem acum tare chiar ea. Așa aștept să ajung. Așa aștept. Bun. Da. Ce să le spunem, dragilor? Cred că s-a și apropiat discuția noastră de final. Ne mai ducem și la Stupină să mai vedem câte ceva acolo. Auzi? Albina zboară. Să ia treaba în serios. Da. Când ai ocazie până, bază pe... până plecăm în pastoral, ceva constructiv. Da? Ceva da? Constructiv. Asta vrem. Dacă... asta vrem. Să dea bunul Dumnezeu ca să li se deschide mintea și să caută idei și le au, nu mai se împiedică de ele și nu vor să le pună în practic. Asta e povestea lor. La revedere, dragilor, pe curând. Știi care-i treaba?